marți, în jurul orei 11, polițiștii de frontieră din cadrul grupului de nave Constanța au oprit în trafic în apropierea portului Constanța un autoturism la volanul căruia se afla un constanțean în vârstă de 30 de ani. În urma controlului efectuat asupra vehiculului, polițiștii de frontieră au descoperit peste 160 de kilograme de midii în cochilie, pentru care persoana în cauză nu deținea documente legale. Bărbatul a declarat că a obținut midiile din zona portului Constanța și intenționa să le folosească pentru consum propriu. Întreaga cantitate de midii a fost predată unei societăți comerciale de profil conform procedurilor legale.